12 puncte care nu au mai suportat amânarea au fost supuse astăzi spre aprobare într-o ședință extraordinară a consilierilor județeni. Primele două puncte au vizat aprobarea unor procese verbale din luna decembrie. Cel de-al treilea punct, care a fost aprobat în unanimitate, a făcut referire la aderarea unor unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Asigurată prin Apă Curată. Mai multe persoane aflate în dificultate financiară au primit astăzi sprijin prin aprobarea proiectului cu numărul 5 de pe ordinea de zi. Mai mult, vicepreședintele Cristian Marciu a venit și cu o completare. Încă 3 persoane care au avut nevoie de un ajutor financiar au primit din partea Consiliului Județean câte 1000 de lei. Trebuie să fac precizarea că un număr de 3 consilieri, Micu, Ioan, Colorov, George și Marciu, au solicitat suplimentarea anexei la proiectul de hotărâre cu 3 solicitări. Nica Vasile, Dobre Lilica și Ionescu Ionel. Bineînțeles, cu sume în cuantumul trebuie să acum fiecare consilier bănuiesc că a făcut o propunere distinctă, da? Și atunci separată. Și atunci ar trebui sumele sunt între 8 și 10. Da, 1000, da. 800 și 1000, care pe cât mergem, ca să știm. Da. Faceți o propunere, da. Păi dacă 1000 de lei. 1000, cât este? De acord. Tot în aceeași ședință s-au aprobat organigramele și statele de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și ale Direcției Generale Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Punctul 8 a vizat atribuirea în folosință gratuită a unor spații din cadrul Policlinicii Giurgiu, aflat în domeniul privat Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Pentru aprobarea punctului 10 a fost nevoie de vot secret pentru desemnarea reprezentanților județului Giurgiu în adunarea generală a asociațiilor unei firme din cadrul Consiliului Județean. Cu 25 de voturi pentru, consilierul județean Dobrota Ilie Viorel a fost ales reprezentantul acestei asociații.